Vocea umană cu Mihaela Soare. Voi nu mă știți, dar eu vă știu pe toți ce mă priviți cu ochii de strajă ce scrutează zarea și nimeni nu-mi citește în inima ardoarea cu care bat la poarta lumii, niciun răspuns vădit. Doar pietre în loc de mângâier și în loc de pernă chilipir. Le voi sorta și îmi voi clădi cetate în care rege și străjer voi fi și am să observ și eu, ca voi, ce hram purtați, dar de departe, fiindcă pe piedestale făcute din noroi stați zi și noapte. Sunt mititel și de aproape nu pot în ochi să vă privesc. În amănunt să deslușesc tainele voastre, că dacă mă apropii vă împiedicați de mine și mă alungați ca pe un câine. Dar gata, mi-am făurit cetate. Mi-am făurit cetate și cine îmi poartă în vabate, îl voi primi cu brațele deschise. În cinstea lui voi pune mese întinse, din care bietul om ce-și poate însă-i la o zi destulătoare, măcar cu pâine și cu sare, că mâine nu se știe. Bine ai venit, Teodor Ilincăi! Bine v-am găsit! Stimați ascultători, astăzi avem muzică și poezie, poezie și muzică, muzica cuvintelor. Pentru că în studio la Radio România Cultural, vocea umană de astăzi este vocea tenorului Teodor Ilincăi, Tudor, cum îi spunem noi, care astăzi este și tenor și poet. Ai oftat. Cum ți se pare când ți se citesc poeziile? Ciudat. Mm-hmm. Parcă ar fi poezia altcuiva, dar îmi place. Îmi place pentru că mă regăsesc. Te regăsesc pentru că ești tu în altă măsură în aceste poezii. Ai lansat de foarte curând această carte de poeme care se numește Cromatisme și spui tu simbolizează propria modalitate de a milita pentru poezie ca parte integrantă și vitală a mijloacelor dezvoltării culturale în sânul unui popor. Te știam un om foarte sensibil, știam că scrii poezii, dar citind acest volum încep să descoper multe lucruri din Teodor Ilincăi Cântărețul. Anumite sensibilități, urmărind pe rețele de socializare, ca să spun, pe Facebook, ai foarte multe fotografii cu peisaje, cu muntele, cu apus de soare și foarte multe flori. Ești foarte sensibil, ești un om căruia îi place frumosul. E adevărat. Și practic de acolo îmi trag seva. Din munte, din floare, din râu, așa cum tot poetul român o face mm-hmm. într-un anumit fel. De acolo, de la Mălini. La lansarea acestui volum, realizată cu ajutorul Elita Artunesco, a venit să vorbească o doamnă care este sora poetului Nicolae Labiș. Spune-mi puțin despre această legătură. Cum a ajuns? A fost un moment extrem de emoționant. Doamna Margareta nu a vorbit mult, însă a făcut-o cu atât de multă inimă, încât ne-a emoționat pe toți. Pe mine în mod special. Doamna Margareta ține legătura cu tot ce se întâmplă în Mălini. Ea știa că eu îmi voi lansa volumul de poezii întâi la Suceava, apoi la Mălini și în sfârșit la București. S-a bucurat enorm când am sunat-o să o invit și a venit cu drag. A venit cu drag și ne-a onorat cu prezența ei. Prin ea eu văd o bucățică și din Labiș, cel care ne-a fost călăuză nouă, în special celor din Mălini. O să vorbim despre Mălini și despre locul din care ai plecat, despre această minunată familie cu mulți copii, tu ești mezinul, dar trebuie să vă anunț că avem concurs. Teodor Ilincăi a venit cu unul dintre exemplare, evident, volumul de poeme Cromatisme, care sunt atât de frumoase și le oferă în dar unuia dintre ascultători care va ghici ce cântă Tudor în următoarele 5 minute și ceva. Este o înregistrare din concertul Verdi din 18 octombrie anul trecut
la sala radio. Iar ție, Tudor, o să-ți facă plăcere să te reasculți de această dată.
live la sala radio, tenorul Teodor Ilincă în concert, omagiind pe Verdi, iar noi la Vocea Umană, în studioul Radio România Cultural, vorbind despre tenorul Teodor Ilincă și despre cuvintele sale. Acesta a fost subiectul de concurs, această arie, și Teodor a venit cu volumul său de poeme Cromatisme și, evident, cu autograful autorului, va oferi această carte unuia dintre ascultători. Am să vă mai citesc ceva, pentru că vreau să-l întreb pe Tudor cum se leagă lucrurile în viața lui. E vremea sinfoniei ciocanului pe coasă, ce învinsă-i încă o dată de iarba tot mai deasă, ce dor nebun ne apucă de roa dimineții, pentru cosașul harnic e elixirul vieții. Foarte frumos! Dar ce m-a frapat pe mine este această sinfonie de ciocan pe coasă. Cine a fost lacosit măcar o dată în viață știe că iarba se taie cel mai ușor dimineața pe rouă. Nu întâmplător am scris aceste versuri. Iar sinfonia ciocanului pe coasă iarăși nu este întâmplătoare, pentru că atunci când coasa nu mai taie, un lucru firesc, și mai ales când iarba nu e numai deasă, dar e și foarte încăpățânată, trebuie reascuțită. Nu o reascuțim doar cu cutea, cum îi spunem noi. Trebuie cu ciocanul, trebuie să o batem cu ciocanul, să o facem mai subțire și mai tăioasă în gură. Așa îi spunem, gura coasei. Vă dați seama că fiecare țăran, fiecare om care cosește are ritmul lui de bătut coasa, iar materialele sunt diverse, astfel că iese o sinfonie. Foarte plastic această poezie, acest poem lacosit, și foarte plastic explică, iată, Tudor, mezinul familiei cu 13 copii, care este și tenorul Teodor Ilincăi. Ai rămas în continuare cu inima, cu sufletul, cu mintea, acolo la Mălini? Da, și voi rămâne cât voi trăi, fie că vreau, fie că nu, dar eu vreau. Ai scris o poezie frumoasă care se numește Mie dor. Am citit-o, eu am citit, cred că, jumătate din poemele tale și aș vrea să revenim la acest mie dor, pentru că tu ești un pribeag. Primul lucru cu care am deschis a fost acest poem, Pribeagul, sau cum se numește? Romanța Pribeagului. Așa, Romanța Pribeagului. Tu te simți un pribeag, umblând de colo-colo prin lume, cântând, făcând muzică de operă, departe de coasă și de sinfonia ei? Of, nu e ușor deloc. Deloc nu e ușor și, dacă stăm să ne gândim bine, suntem pribeji prin viață. Toți suntem. Toți suntem, sigur. Toți. Hai să vedem cum îi este dor lui Tudor Ilincăi. Mi-e dor de inocență, de părintești săruturi, de hoinăreli strângare prin poinițe verzi, de susurul de ape, de zvăpăiate vânturi, de roa dimineții, de muget de cireși. Mi-e dor de neastâmpări, de dojeneala mamei, de nucul în care adesea vioi mă cățăram, mi-e dor să uit de lume în tumulturile larmei, copiilor cu care în păduri mă hârjoneam. Mi-e dor de primul cântec, de prima poezie, de scrijelit nimicuri în scoarțe de copaci, să-mi simt ființa plină de-a inimii beție, cu prima sărutare sfios, vrăjit, stângaci. Ți-e dor, când ești departe, să cânți operă? Ți-e dor de copii, de pădure, de nucul în care te cățărai, de dojeneala mamei, de toate acestea? Foarte dor, și cu cât mi-e mai dor, cu atât cânt mai bine. Pun suflet acolo. Foarte și mi-amintesc de toate aceste lucruri. Poezia e scrisă la Dresda în 15 septembrie 2013. Am rămas la strofa a patra. Continuă, Tudor. Mi-e dor de suferința iubirilor trecute, de îndrăzneala oarbă de a fi neatârnat, de bucuria simplă a clipei petrecute, sub cerul plin de stele, tăcut și înseninat. Mi-e dor să împort pașii pe drumuri neîntinate, căci prin noianul vremii ades mă rătăcesc. Mi-e dor de tine viață fără de moarte, deși te port în mine și cu nesaț trăiesc. Thank you.
Intermezzo din Cavaleria Rusticana de Mascagni. Aș citi poezii pe această muzică non-stop. Ce zici tu, Dorin, că e poetul? Eu ascult acest intermezzo în mașină. Cred că nu există zi în care să mă urc în mașină dacă am treabă pe undeva și să nu ascult acest intermezzo pe care l-am înregistrat. Te inspiră vreo muzică în a scrie poezie? Nu m-am gândit niciodată. Dar în inconștient cred că mă inspiră muzica pe care o ascult în permanență. Adică pe lângă operă mai ascult jazz foarte mult, ascult muzică corală, muzică simfonică și în special concertele pentru pian îmi plac în mod deosebit. Ascult cam orice... Orice muzică. Asculți muzica ta de acolo, de la Mălini? Bineînțeles. Fără ea nu se poate. Muzica populară și-a pus amprenta cu prisosință asupra mea, sigur. Când erai mic, bănuiesc că ai învățat o mulțime de cântece din zonă. Cam cum se cântă acolo? Cu sufletul. Cu sufletul. Cu sufletul. Ce fel de muzică? Avem și noi doine, avem balade. Toată lumea cunoaște muzica populară moldovenească, e foarte veselă. Este extrem de veselă. Horele, sârbele moldovenești sunt cu totul deosebite. Îmi amintesc, cum să nu-mi amintesc, cântam când mă duceam la festivitățile prilejuite de anumite momente din viața noastră în deplasare cu grupul nostru de tradiții populare de la Mălin și mi-amintesc că eram băieți și fete și cântam Câte-i muntili dinalt, băi, câte-i muntili dinalt, te tomă tu s-o luat. Băi, numai la inima mea, măi, băi, numai la inima mea, măi, și s-o pus nu să mă ie. Foarte frumos, chiar foarte frumos. Haideți să facem o altă pauză muzicală, să lăsăm pe poetul Teodor Ilincăi să se gândească la ce o să ne citească în continuare și să ascultăm puțin de la muzica din zona Mălinului la Puccini, Non piangere più. Teodor Ilincăi, tenorul, cu vreo
4 ani în urmă, cântând unul dintre personajele cele mai frumoase din opera pucciniană și din literatura universală de operă, Calaf în Turandot, toată lumea se duce către Nessun Dorma. Mie îmi place atât de mult această arie. Și mie. De multe ori o prefer pe asta, în detrimentul celelalte. Uh-huh. Dar acum depinde și de... De moment. De moment, mai avem câteva minute. Aș vrea să citesc iarăși câteva versuri pe care Tudor le-a scris la Zürich. Deși aici spune Zürich-București, 25 mai 2013. Erai în tren, în avion? Am început-o în gara din Zürich și am terminat-o în București în momentul în care ateriza avionul. Citim așa. De mult n-am mai trecut pe acasă, cât îmi lipsește satul drag. Parcă te văd că de voioasă mă aștepți cu nerăbdare în prag. Surâd, mi s-a umplut ființa, cu chipul tău ca o icoană, dispare negur suferința când mă cuprinzi în brațe, mamă. Ai flori de timp în părul moale, prins într-un coc ca o coroană, în ochi ai strălucirii astrale și zâmbet pur de fetișcană. Ți-e vocea curgere de ape, un înger parcă aud doinind, las sufletul să mi s-adape și iar în brațe te cuprind. Îmi spui, din ce în ce mai tare de taică tu mi-aduci aminte, he-he, parcă-l și văd în zare cu pasul legănat cu minte. Și așa plăcut se scurge timpul când de-ale vieții povestim. Ar fi invidios și Olimpul cât ne iubești, cât te iubim. Teodor Ilincă este în studio la Vocea Umană. Am citit, am ascultat muzică, Mascani, am cântat Puccini, tânărul nostru tenor și poet. Și acum ne apropiem de final. Tudor, spune-mi, în gară, la Zürich, la București, la Hamburg, te gândeai la mama așa când ți se face dor, scrii? Așa de dor mi-era de mama când am scris poezia asta. Și cred că versurile spun totul. Nu mai e nevoie de alte cuvinte în plus. Într-adevăr, este o poezie foarte frumoasă și emoționantă de-a dreptul. Ce a cântat Tudor pentru concurs a fost Asi Ben Mio și Dicuela Pira, Il Trovatore de Verdi, evident că toată lumea știe. Încheiem. Tudor, îți mulțumesc foarte mult. Te așteptăm. Plăcere. Știu că pleci la Paris pentru Pinkerton acum. Da, mâine îmi iau zborul. Și cine știe, poate vine inspirația printre nori pe acolo. Și mai citim o romanță a pribeagului. Citim din poemele tenorului Teodor Ilincă. Și mă agăț de surpăcioase maluri, dar deodată a lumii poartă se deschise, nu mai speram, ba chiar convins eram că nu se va deschide niciodată, însă minune, căci de cealaltă parte dau nas în nas cu a lumii soartă, în formă de cetate și o carte în loc de poartă. Scria cu litere de aur pe mijlocul coperții cartea vieții.